Salutare! Pentru astăzi am o pereche de căști cu Bluetooth, o pereche de căști 4-in-1. După cum vedeți în partea de jos, căștile au radio FM, slot pentru cardul microSD și jack audio. Le putem conecta la telefon prin Bluetooth sau prin cablu audio. Cum așa arată cutia, în partea din spate avem câteva dintre specificații. Căști cu Bluetooth 4.0, funcție FM, cititor de card micro SD, cablu audio de 1,2 metri inclus, funcție de hands-free, autonomie de până la 4 ore, căștile sunt reglabile și pliabile, cablu micro USB de încărcare este inclus. Haideți să vedem cum arată. Sunt Select Line. În cutie avem, bineînțeles, căștile, manualul de utilizare, garanția, iar aici cred că avem cablul audio și cablul USB, micro USB pentru a le încărca. Cabla audio este de 1,2 metri și cablul USB, micro USB pentru a încărca căștile. Sunt foarte ușoare, arată foarte bine. Plasticul pare de calitate, nu are margini tăioase. Pe cupa din partea stângă avem butoanele de control. Cel din mijloc este pentru on-off și a prelua sau închide apeluri. Buton plus-minus pentru reglarea volumului și schimbarea melodiilor. În partea de jos cred că schimbăm modul radio, iar aici vom schimba în modul radio, Bluetooth sau cardul micro SD. Aici avem slotul pentru cardul microSD, mufa de încărcat microUSB și jack-ul audio. Pe cupa din dreapta nu avem niciun buton. Arcul lamelar este destul de puternic. Căștile se pot regla. De asemenea, le putem plia. Se pliază foarte ușor, sunt ușor de purtat în rucsac sau geantă. Cred că sunt pentru oricine. Detalii despre baterie nu am găsit până acum. Aici este specificat că este un acumulator de 3,7V litiu. Autonomia este de până la 4 ore. Haideți să vedem ce găsim în manualul de utilizare. Avem câteva dintre specificații. Bluetooth 4.0 plus EDR. Bateria este de 200 de mAh. Autonomie în modul de standby probabil este de 100 de ore. Durata de încărcare 2-3 ore, autonomie de redare audio depinde de volum, bineînțeles, între 3 și 4 ore. Aici avem câteva detalii cum să folosim căștile. Dacă ținem apăsat pe butonul de on-off între 3 și 5 secunde, ele intră automat în modul pairing. O voce feminină ne spune că sunt în modul Bluetooth. Dacă apăsăm scurt pe butonul de plus, schimbăm melodia, la fel și pe butonul de minus. Dacă ținem apăsat pe butonul plus mai mult, atunci mărim intensitatea volumului. La fel și pe minus, diminuăm intensitatea volumului.
dacă apăsăm rapid pe tasta M, trecem automat în modul FM sau în modul Bluetooth. Dacă apăsăm pe butonul EQ, schimbăm efectul sonor. Atunci când introducem cardul micro SD, căștile intră automat în modul de redare. În caz că muzica nu este selectată de pe cardul SD, aparatul va intra în modul radio. Le putem conecta cu un player MP3, un telefon, orice altceva care are un jack de 3,5 mm pentru a asculta muzică. Ele sunt deja în modul pairing. Haideți să ne conectăm la telefon. Automat telefonul le va găsi sub numele de 886202. Și un semnal sonor ne anunță că s-au conectat. Căștile le-am testat mai devreme, se aud neașteptat de bine, sunetul este foarte bun, bas puternic, volumul aș spune ridicol de ridicat, dar foarte bun, fără distorsiuni. Difuzoarele sunt bune, cupele sunt dintr-un material plăcut la atingere, izolează perfect, stau foarte bine pe urechi. După cum am spus, arcul lamelar este foarte puternic, stau perfect, izolează perfect. Haideți să ascultăm puțin, deși nu vă puteți da seama exact. Nu vă puteți da seama exact cum se aud decât dacă le veți testa personal în magazin. Dacă ținem, doar apăsăm pe butonul de plus, schimbăm melodia. La fel și pe butonul de minus. Dacă ținem apăsat, mărim intensitatea volumului. Ținem apăsat pe volum minus, diminuăm intensitatea volumului. Apăsând pe modul M, căștile trec automat în modul FM. Așa scanăm canalele. Se aud foarte bine, volumul este extrem de puternic, se prinde destul de multe posturi radio. Acum au trecut automat în modul Bluetooth și sunt conectate la telefon. Telefonul nu face ceva figuri. Se aud foarte bine. Sunetul este clar, cu un bas extrem de puternic, neașteptat de bine și le găsiți la un preț destul de bun. Am uitat să vă spun că în partea de sus avem un LED, notificări, și iar lângă jack-ul audio este un microfon. Puteți prelua și efectua apeluri cu căștile. Nu le-am testat încă, nu știu cum se aud. Le voi testa pe viitor și dacă aveți întrebări, le aștept jos la comentarii. Le găsiți doar în magazinele sub numele de Select Line, doar în magazinele Ocean, dar probabil se găsesc în magazine sub alt nume cu siguranță. Le recomand, poate le găsiți la reducere, sunt un Best Buy. Autonomia
este decentă, 4 ore, destul de mult. Depinde de intensitatea volumului la care ascultați. După cum am spus, stau foarte bine pe urechi. Cupele sunt dintr-un material plăcut, bun, atingere, plastic de calitate, fără margini tăioase. Sunt excelente. Cam atât pentru astăzi. Până data viitoare, numai bine!